Îl invit să aprindă prima lumânare în memoria fratelui Shani pe Vasile Nussbaum și să transmită un mesaj generației tinere de astăzi. Înainte de începerea acestui eveniment, domnul rector stăjerant m-a rugat să spun câteva cuvinte în calitate de supraviețitor, foarte pe scurt, mai precis, un mesaj pentru tinere. Trebuie să vă spun că nu m-a luat prin surprindere rugămintea lui, având în vedere că în momentul de față sunt din ce în ce mai puțin supraviețuitori, normal, după 75 de ani de comemorare, așa încât sunt solicitat în repetate rânduri, în diverse părți, amintirea Holocaustului, și această întrebare mi-a fost pusă, așa încât cu relativă ușurință aș putea să răspund. Și să fac acest mesaj pentru tinere. Evident, punctul de pornire și punctul finish nu poate fi altceva decât să nu se mai întâmple așa ceva. Evident. Dar asta este numai o dorință. Trebuie să faci și ceva. Și mă refer acum înainte de toate la fapte. Faptele istorice arată că numai în condiții de dictatură există lagere de concentrare, oamenii sunt concentrați pentru anumite fapte, lucruri care nu corespund dictatorului. Indiferent, mă refer acum, orice fel de lagere de concentrare, oamenii care sunt azvârâți în asemenea condiții, sunt cei care nu sunt de acord, sub o formă sau altă, dictatorul respectiv, indiferent dacă e vorba de rasism, e vorba de adversari politici, de orice natură să fie. Asta înseamnă, dacă numai faptele arată că numai în condiții de dictatură, fiindcă dictatura are putere să facă orice, înseamnă că trebuie să aperi democrația. Nimeni, cred, nu afirm că democrația este atât de superior încât nu mai există ceva mai perfect. Chiar și prin democrație poți să alege și dictatorul. Și asta poți. Dar deocamdată nu există, nu s-a inventat nimic mai bun decât democrația care evită asemenea întâmplări. Deci nu pot să fac alt mesaj astăzi, tineretului, că să nu aibă, să fiu mai personal, niciodată nimeni din tineret amintirile pe care le-am eu, să apere cu toate puterile democrația. Numai în condiții de democrație, când poți să spui părerea ta, fără să fii amenințat de închisoare, așa încât asta este, pe scurt, mesajul care aș dori să spun tineretului, să apere, cum s-ar spune, cu ghearele și cu dinții democrația. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim frumos, domnule Vasile Nussbaum.
Și vă mulțumim că de fiecare dată dați curs invitației noastre.